Se lucrează intens pe șantierul din curtea școlii centrale din Deveselu. Americanii au început să renoveze unitatea de învățământ și pregătesc terenul pentru a începe să ridice din temelii o grădiniță. Reprezentanții primăriei spun că investițiile se vor finaliza până în vara anului 2015. După cum le vedeți și dumneavoastră, școala și grădinița din comuna Deveselu vom avea o grădiniță nouă și școala se modernizează. E un proiect care va fi finalizat în 15 mai 2015. După ce vom termina instituțiile de învățământ din comuna Deveselu, ne vom muta în satul Comanca. Cadrele didactice și conducerea școlii apreciază intențiile americanilor de a investi în educația copiilor din Deveselu. Se va construi grădinița Deveselu din nou. Funcționează într-o clădire dezafectată, nu mai poate fi reabilitată. Și atunci s-a hotărât construcția unei noi clădiri chiar aici în curtea școlii. Școala Deveselu va fi reabilitată în totalitate. Acoperiș, sistem electric, sistemul de încălzire, tot. Și grădinița Comanca, la fel, reabilitare totală. Proiectul de renovare a școlilor și construcția grădiniței este finanțat de Statele Unite ale Americii prin comandamentul european. Lucrările sunt proiectate de Departamentul Construcții și Proiectări Civile al Forțelor Navale ale Statelor Unite ale Americii. În cele trei unități de învățământ din Deveselu învață peste 250 de copii.